Aspectul ieșit din comun a doi motănei i-a făcut celebri pe rețelele sociale. Zoro și puiul său adună zeci de mii de aprecieri în mediul online, datorită semnelor distinctive din jurul ochilor. Conform Antena3.ro, Zoro are numai 9 luni, dar pe data de 9 iunie a devenit tată. Unul din pui a moștenit trăsătura unică și a fost botezat Bandit. Zoro locuiește în casa lui Indraini, un bărbat de 50 de ani. Când a ajuns la el, Indraini a dat imediat numele de Zoro, datorită asemănării cu personajul mascat din filmul cu același nume. Indraini l-a transformat pe Zoro într-un adevărat star pe rețelele sociale, unde a postat nenumărate fotografii cu aventurile lui. A crezut că aspectul său unic merită să fie admirat, dar nu s-a așteptat ca această trăsătură să fie transmisă mai departe. Potrivit New York Post, citat de DC News. Îl cheamă Boy, dar mulți îi spun Zoro. Am multe pisici, dar acesta este singurul care are mască pe față. Este pisica mea preferată. Este o pisică foarte răsfățată, își dorește mereu să fie mângâiată, îmbrățișată și ținută în brațe. Îi place să se joace mult, dar urăște să facă baie în fiecare săptămână, a afirmat proprietarul celor doi motani celebri. Pisicile au strâns aproape 300.000 de urmăritori pe TikTok și aproape 8 milioane de aprecieri, relatează Antena 3.